Na, poco ta ta na. Merge. No merge. No merge. No. Mine. Merge. Gata. Am făcut o invitație studenților de la Arte din Cluj pentru a da o altă față acestui gard pe care l-am construit acum 3 ani pentru a-i proteja pe cei care locuiesc aici pe strada Horea, blocurile 46 A și B, și pentru a genera optimism în rândul celor care locuiesc aici. Au fost gândite de luni începând, imediat după alegerile prezidențiale, câteva personaje care au fost plasate aici pe acest gard. Este o chestiune care ține și de subtilitatea celor care privesc această lucrare de artă. Din acest moment nu mai putem vorbi despre un gard sau despre un zid, putem vorbi despre o operă de artă și intră sub incidența drepturilor de autor. Așadar, bineînțeles că acest gard nu va mai putea fi demolat, pentru că vorbim de o lucrare de artă. Este nevoie de avizul Ministerului Culturii să desfințeze, să demoleze, să distruge o operă de artă. Deci am ridicat acest zid la nivel de operă de artă. O operă de artă va fi în viitor și mutarea celor care locuiesc aici. Sunt dornic să fiu un foarte bun artist în a-i muta, om cu om, și cred că lucrurile vor fi pozitive pentru oraș în momentul în care aceste blocuri vor avea o altă față. Bineînțeles că miza principală a mea este să creăm opere de artă și pe Craica, și în Ferneziu, și pe Pirită, dar în spatele operelor de artă să nu fie mizerie. Și de astăzi voi fi, ca să zic așa, șeful grupei de salubrizare în zonele acestea de sărăcie și mizerie. Voi fi cel care va conduce buldozerul dacă e cazul, va fi cel care va da cu mătura dacă e cazul, va fi cel care va elibera o zonă din asta de mizerie și sărăcie care a deranjat foarte multă vreme orașul. Dar, revenind la acest zid, cred că în acest moment putem vorbi de un obiectiv turistic, putem vorbi despre un loc de pelerinaj, un loc unde putem să aducem turiști ca să vadă că n-am făcut lucruri rele, am făcut un lucru bun și frumos, chiar frumos. Nu poate să vorbească nimeni despre un zid de beton, toată lumea poate să vorbească de astăzi despre o operă de artă. În rest avem porci, avem caracatițe, avem scafandri, avem elefanți, avem pești, avem broaște țestoase, în funcție de societatea în care trăim.